Dragi prieteni, așa cum sunteți obișnuiți să vă spun mereu, o nouă zi, o nouă săptămână și iată că vă aduc într-o săptămână, după o altă săptămână, următoarea consecutivă, o nouă legendă în hockey și acum chiar că vorbim de legendă, pentru că săptămâna trecută v-am adus un elev al dânsului, chiar înainte de meciul Steaua Galați, unde domnul Burada a jucat și toți am crezut că Galați este favorită, dar din fericire pentru clubul nostru Steaua a câștigat ambele meciuri. Astăzi vom vorbi cu o persoană care a fost antrenată de domnul Mihai Flamoropol și când spun acest lucru cred că toată lumea știe despre cine este vorba, o persoană polivalentă din clubul nostru care a fost un mare hocheist și un mare fotbalist și de asemenea și invitatul meu de astăzi, o a doua sa pasiune pentru sport este fotbalul. Dânsul a prins tot așa, se trage din Miercurea Ciuc, față de care am început să avem acea rivalitate din anii 90, dar dânsul când era jucător a prins rivalitatea care avem la toate celelalte sporturi cu Dinamo, care din păcate la hockey a dispărut, dar o avem cu Miercurea Ciuc de acolo de unde se și trage, de unde are origine, dar nu este o persoană care sunt sigur că este apreciată și la Steaua și la Miercurea Ciuc. Și sunt atâția jucători după dânsul care au mai fost și la Ciuc și au venit și la Steaua, dar nu cred că a stat nimeni așa de mult cât a stat dânsul și câtă performanță a făcut și la Steaua și la lotul național, apoi și ca antrenor. Dânsul este mult timpul campion, bineînțeles, cu Steaua ca jucător. În momentul când a venit, Steaua era multiplă campioană, în acel moment se spunea că era balcanică sau ceva de, nu balcanică, uitați că am republicană, așa mă scuzeați că acum nici nu știam ce să spun mai întâi la dânsul. Încerc să fac această prezentare mai scurtă, dar e o mare personalitate și o mare legendă și din păcate unul dintre cei cu care a fost colegi și a participat la cele două olimpiade, România a participat la patru olimpiade, dânsul a fost ca jucător la două dintre acestea și la prima dintre ele care a fost și sărbătorit și li s-a dat diferite distincții și plași memoriale, a avut coleg pe domnul Ștefan Ionescu, care din păcate nu mai este printre noi, este una dintre persoanele care am vorbit cu câteva luni înainte să se stingă și uitați că îmi pare rău că n-am putut să-l am și de aceea sunt și mai privilegiat să vi-l aduc în față pe invitatul meu de astăzi și să ne mândrim că l-avem printre noi și cum v-am zis, este o mare legendă. Domnul Ștefan Ionescu nu mai este printre noi, dar ieri a fost ziua nepotului dânsului, care este un mare stelist de altă secție la cea de basket, domnul Pete Brănișteanu. Dar în fine, astăzi interviul este despre un alt mare hocheist și întrerup aici această prezentare. Deci sunt foarte alte multe lucruri de spus, dar o să le dezvoltăm pe parcursul acestui interviu și le veți vedea ca de obicei rulând acolo pe ecran sau le veți citi în descrierea acestui interviu. Și anume de azi, prieteni, fără prea multe alte prezentări, deja l-ați văzut în colțul ecranului de ceva timp, vi-l aduc astăzi în față, cum v-am zis, pe legenda hocheiului harghitean, stelist românesc, domnul Alexandru Șandor Calamar. Să trăiți! Să trăiți numai bine! Da, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați dat această oportunitate și, cum v-am zis, mă simt foarte mândru că pot să fac acest interviu cu dumneavoastră și, cum v-am zis, din păcate, cu domnul Ștefan Ionescu n-am apucat să fac, tot așa nu l-am apucat nici pe domnul Berceanu, cu care am vorbit cu 5 zile înainte să se stingă. Deci am aceste două nume, cum se spune, și dintr-o privință fericită că am vorbit cu dânsii, dar și partea aceea că nu n-am putut să arăt ce am însemnat pentru sportul românesc. Ca să nu vă țin foarte mult și să nu vă obosesc, începem, cum se spune pe românește, cu rădăcinile. Și o să vă întreb cum a început povestea aceasta dumneavoastră pentru sportul care l-ați slujit și îl veți iubi toată viața. De la ce vârstă a fost atracția pentru acest sport și cine v-a descoperit? Am început de vreme, la 8-9-10 ani, da, pe un câmp inundat de noi, făcut patinoar acolo, fără patine, numai în bocanci și cu
crosă. Crosă da. Nu era crosă, ci era un băț, cum ar fi o îndoit la capăt, să semene puțin cu o crosă, da, da. O crosă de hockey și acolo am început. Da, da. Și pe stradă, pe stradă, pe vremuri era Mercurea Ciuc, ieri grele, corect. 25-30 de grade și toată iarna nu aveam posibilități de patine, băteam pucul, mai făcut din lemn, mai din ce se nimerea, că corect. Puc de cauciuc n-am avut. Și așa majoritatea copiilor așa a început aici. Alte sporturi nu prea erau, hockey-ul era baza. Am înțeles. Am avut fericirea că am apucat și am făcut, mi-a plăcut și ușor, ușor am ajuns la performanță. Da, corect. Și dumneavoastră ați început așa, să zicem, mai profesionist. Am văzut că s-au scris articole și chiar și am văzut că fata dumneavoastră era mândră și a pus acea poză care am pus-o și eu în acest moment pe ecran, în care s-a scris un articol despre dumneavoastră, că cum ați început la vârsta de 15 ani, la Progresul Miercurea Ciuc, apoi la Vântul Miercurea Ciuc. Și atunci, cu această ocazie, vreau să vă întreb, nu aceea întrebare clasică cu debutul fiecărui sportiv la sportul care l-a practicat, ci vreau să vă întreb care a fost momentul în care v-ați dat seama că veți face performanță cu acest sport. Pentru că, cum v-am zis, au fost anumiți sportivi polivalenți, alții au încercat un sport, n-au reușit și s-au dus la altul. Dumneavoastră, când a fost momentul când v-ați dat seama că veți face performanță cu acest sport? Când m-am hotărât să mă ocup și să mă dedic hockey-ului, asta a fost în clasa a 9-a, da. Clasa 9-a, în 55-56 deja jucam. Deci 53-54, când m-am hotărât să mă ocup, să mă dedic hockey-ului. Și am avut norocul că s-a înființat Voința Mercurea Ciuc. Am înțeles. A fost o cooperativă care ne-a adunat pe cei copii talentați și a format o echipă și acolo am început. Înainte am jucat. Am încercat să jucăm la Spartak, nu la Progresul. Am înțeles. Mercurea Ciuc. Și de la Voință, formă, că după ce am terminat școala, am plecat direct la Steaua la vârsta de 18 ani. Da, păi chiar vreau să vă spun că ați venit la o vârstă foarte, foarte bună și Steaua v-a recrutat exact când erați încă crud, încă în vârsta adolescenței, acolo aproape. Și cum a fost acea în acele vremuri, că știți, apoi prin anii 90 se spuneau ba din partea celor de acolo sau cei de la noi că erau trădări, dar eu sunt sigur că dumneavoastră, cum am spus, sunteți apreciat atât la Miercurea Ciuc cât și la Steaua. Cât de greu a fost dumneavoastră să faceți trecerea de la Miercurea Ciuc la Steaua, la București? Că înaintea mea încă au plecat destui jucători. Pala Cluj, Pala Steaua, da. Dinamo încă nu era formată, dar mergeau copiii, terminau școala și se duceau la Cluj la facultate și jucau acolo pentru Cluj. Da. Și alții, cum a fost Țaca, Pușcaș, da. Peters, Peter, au plecat la Steaua. Da, da. Nu a fost o trădare, a fost un mijloc de supraviețuire mai, cum să spun, mai promițătoare. Corect, da, da. Nu, am vrut să vă întreb că știți cum era, lumea apoi a blamat după anumite generații mai încolo și eu nu știu cum a fost în acele timpuri. De asta, în acest sens v-am întrebat, pentru că altfel, bineînțeles, cum v-am spus, suntem recunoscători tuturor care au trecut pe la clubul Steaua, nu contează pe unde am fost și înainte sau și după. Și de asemenea, dumneavoastră ați avut în acea generație care a fost la primul jocurile olimpice din istoria românilor,
cum am zis și pe domnul Ștefan Ionescu, care era colegul dumneavoastră la Steaua, dar a fost și marele portar domnul Anton Crișan, care după aceea tot la fel când s-a retras, a fost și ca antrenor, a obținut chiar mai multe titluri ca antrenor decât a fost ca jucător. Și am înțeles că domnul Anton Crișan a spus că dânsul a fost recunoscător domnului Vasile Stâncă, că dânsul i-a explicat și l-a luat așa sub aripă să-i spună ce înseamnă Steaua. Dumneavoastră, când ați ajuns la Steaua, cine v-a luat așa sub aripă sau cine a fost așa cel după care v-ați uitat ca un exemplu și cel care v-a învățat și v-a călăuzit așa pe lângă dânsul când a venit la Steaua? Fie că poate a fost un coechipier sau cineva din conducere sau poate și de la altă secție. Cunoscut din Mercurăciuc deja a fost la Steaua înaintea mea, Țaca, da. A fost, cum am spus, Pușcaș, Peter Pișto, dar mergând, ajungând la club, mai aproape de vârsta mea era Ionescu. Da. Ștefan Ionescu. El m-a luat și m-a ocrotit, fiindcă eram un puști venit din Mercurăciuc, fără experiență orașului mare, da. Fără experiență de clasă, totuși era ceva acolo. Și el m-a luat, a fost un om deosebit. Da. În afară de el, am avut norocul cu generația mai în vârstă a steliștilor, de la CCA care a rămas, da. Raduc, Eugen, care a fost antrenor, Ganga, au fost oameni excepționali și ca și cum am fi fost copiii lor. Noi am făcut și eu, dar și ceilalți care au fost porma, Varga, Sabo, Pirotoni, am jucat profesional, adică am jucat fără mizerie, fără murdărie, fără ca să ne urească Ciucu, cum a spus înainte, că da. Erau voci. Da, da. N-avea pentru ce să ne urească, fiindcă am fost fair play. Corect. Și am jucat curat. Corect, curat. Corect. Nu, eu nu v-am acuzat, am zis că cei care au acuzat tocmai au făcut bine, pentru că dumneavoastră v-ați făcut treaba în ambele cazuri și e și normal. Și la echipa națională am jucat normal. Da. Corect. Dumneavoastră, cum am spus în prezentarea care am încercat să fie cât de scurtă, pentru că nu știam ce să zic mai întâi despre dumneavoastră și sunt foarte alte multe lucruri despre dumneavoastră, mai ales că ați fost și golgheter al campionatului românesc. Vreau să vă întreb acum, dumneavoastră ați prins, cum am spus, acea rivalitate cu Dinamo ca jucător, iar din anii 90 s-a făcut această rivalitate cu Ciuc. Acum, dumneavoastră, care considerați că a fost mai mare? Cea care a fost cu Dinamo sau acum cea care s-a dezvoltat cu Miercurea Ciuc? Mai ales că dumneavoastră v-ați întors acolo la origini și ați ajutat juniori, ați fost și antrenor secund pe la acea echipă și așa mai departe. Păi, pe vremea Dinamo-ului, și ei erau privilegiați, Dinamo, da. Putea să aducă la club cei mai buni jucători care vroia să se ducă la ei, da. ca și Steaua. Mercurea Ciuc avea numai jucători băștinași de aici, da. nu veneau alți jucători. Și atunci rivalitatea a fost mai mult între Steaua și Dinamo. Da. Pe urmă, după ce n-a mai existat Dinamo, că la un moment dat s-a desfințat, da, secția de hockey, a rămas Mercurea Ciuc și Steaua. O perioadă până când Steaua a putut să aducă jucători din Galați, din Mercurea Ciuc și ce să ridica. Da. Jucători care se ridicau în timp. După Revoluție n-a mai fost posibil asta și Mercurea Ciuc a pus stăpânire. Și corect. Mai ales acum în ultimii 15 ani, da. Ultimii 15 ani a câștigat Mercurea Ciuc.
Da, au mai fost trecători așa, o corona, o ceva, un galaț, dar întâmplător așa. Steaua a avut o perioadă bună și după Revoluție, 18 ani, mi se pare că 18 ani, dar mulți ani de zile a câștigat campionatul. Corect, corect. Acum, știți cum e, nu mai există Dinamo, rivalitatea asta, nu știu dacă o îi ducem lipsa, pentru că s-a format cea cu Ciucu, dar dumneavoastră în perioada în care ați activat, nu doar că ați prins acea rivalitate, ci chiar l-ați prins pe unul care acum este cunoscut de toată România și dânsul a fost tot o persoană polivalentă, pentru că apoi s-a apucat de tenis după ce s-a lăsat de hockey în 1960, și anume domnul Țiriac, și l-a prins și la echipa națională și a fost și la acea festivitate acum 2 ani când vi s-au dat acele distincții și recunoștințe pentru activitățile noastre în hockey. Cum a fost prietenia și perioada în care l-a prins pe domnul Țiriac în activitate și cum a fost revederea acum 2 ani pentru acele distincții? Am prins pe domnul Țiriac la echipa națională începând cu anul 60, da. Pregătirea pentru Olimpiada de 64. Corect. Pot să spun că am fost destul de apropiați în sensul că am avut afinități de om. Da. Unul față de celălalt. Multe ori am stat cu el în cameră, am stat mai mult în jurul, în preajma lui, și am avut relație foarte bună. Chiar și la Innsbruck, la Olimpiadă, și acolo am stat în cameră cu dânsul. Da. Și porma, când s-a lăsat de hockey, ne-am întâlnit în străinătate și totdeauna ne-am adus aminte cu plăcere de anii care au jucat și am fost, să zicem, colegi de echipă și prieteni. Corect. Acum când a venit la Mercur Ciuc și ne-a strâns foști colegi din echipa națională, care mai suntem în viață, da, a fost o întâlnire emoționantă și, cum să spun, regrete din partea mea cel puțin că am pierdut atâția ani de zile nefiind aproape de el. Adică din anii în care s-a lăsat de hockey, da, a văzut viața în străinătate, în afară, și a ajuns ce a ajuns. Acum, vrând nebrând, viața pune amprenta pe felul tău de a fi și nu mai poate să fie o legătură așa ca înainte, da. Atunci, da, da. Cum a fost cât am fost jucător. Are alte preocupări, are mentalități, are altă cerere de prieteni. Plus că dânsul e plecat foarte mult și nu stă în țară foarte mult. E normal. Ăla a fost atunci, a fost foarte bine. Da. Ne aducem aminte acum cu plăcere, dar nu mai este și nu e pentru ce. Că... Da, da, corect. Da, nu mai sunt lucruri în comun. Da, corect. Dar știți cum este? Noi ne mândrim că dânsul a făcut tenis, dar cel mai bun tenismen se trage de la noi, de la Clubul Steaua, domnul Ilie Năstase. Și vreau să vă întreb acum dacă de-a lungul timpului, pentru că intrați acolo în complexul Steaua sau poate pe la cantonamente, pe la Forban, dacă ați prins și dumneavoastră și câte ați prins, v-ați făcut așa prieteni în Clubul Steaua sau la alte sporturi în general? Exemplu, pe Ilie am prins când am fost eu militar în termen și am stat mai mult în club. Da. Așa, era pe Plevnei clubul, da, și terenul de tenis de la Progresul și de lângă Opera, da, era aproape de club. Venea ca băiat de mici. Da, da, da. Înainte de a face performanță. Da, da. Forma a început să facă performanță. Prietenii așa cu alte
alți sportivi din alte secții, a fost așa, cum să spun, prieten de toate zilele, că mergeam la club, ne întâlneam, ne cunoșteam ca cine e Birtolan, cine da. E Cațu, cine sunt Zavoda, Ianai, ne cunoșteam, însă relațiile erau limitate, că fiecare își vedea de treaba lor. Am înțeles. Dumneavoastră ați făcut cantonamente la fotbal sau le făceați și în alte părți? Cu Steaua am făcut la fotbal cantonamentele, da. Cu echipa națională făceam și în altă parte. Am înțeles. Am înțeles. Dar ăștia, din 59, când am ajuns la Steaua, până în 73, am făcut parte și din echipa națională. Corect. Când nu eram la echipa națională, mergeam în pregătire la club. Când era la echipa națională activitate, mergeam la echipa națională și făceam pregătire, nu la fotbal. Da, în altă parte, da. E dumneavoastră, oricum, când, de când ați venit la clubul ăsta, ați fost unul dintre principale piese, cum ați zis, a fost și golghete, iar la echipa națională l-ați mai lipsit deloc, tot așa, din 1960. Și erați tot așa considerată unul dintre piesele principale. Vreau să vă întreb acum, tot așa, sunt unele întrebări care probabil trebuia să vi le adresez mai demult, dar în funcție de răspunsurile dumneavoastră le mai schimb ordinea și nu le fac în ordine cronologică, cum se spune. Vreau să vă întreb, când v-ați apucat la 8-9 ani, iar apoi la, după vârsta adolescenței, când ați semnat primele contacte de profesionist, cum a fost copilăria dumneavoastră? Ați avut multe amintiri așa din copilărie sau dumneavoastră s-a contopit pur și simplu copilăria cu sportul? Copilăria cu sportul s-a contopit, fiindcă când se face gheață, când se îngheață apa și face atât de gros să nu cădem sub gheață, să nu da. Se și să cădem cumva, mergeam și băteam toată ziua pucul. Da. Pe câmp, unde inundam noi terenul. Da. Și pot să spun că școala și sportul erau în rivalitate și duceam pe amândouă paralel. Da. Copil fiind, o atracție mai mare, aducând aminte așa, am avut pentru sport. Da, corect. Nu, dar dumneavoastră a fost o persoană care am văzut că v-a apreciat toată lumea, mai ales fostul meu invitat și elevul dumneavoastră, tot așa legenda clubului ăsta, un domn Burada, a spus că dumneavoastră ați fost o persoană care îi ducea dintr-un subiect în altul, le făcea mare plăcere să stea cu dumneavoastră și târziu în cantonamente și erați, dânsul, am făcut eu așa o comparație, erați ca un fel de domnul Țopescu, le făceați cultură generală și dânsii erau foarte receptiv și le plăcea foarte mult, că erați o persoană foarte deschisă. Și eu am avut o copilărie grea, că tata a murit pe front și am rămas numai cu mama. Da. Și am trăit destul de greu la Mercuraciuc. Da. Și când am ajuns jucător și am avut alte posibilități, am apreciat. După ce am terminat sportul și am început să lucrez cu copii de 18 ani la echipa națională de jucători, mi-a făcut pur și simplu o plăcere deosebită și am avut satisfacții enorme. Da. Enorme. Pe urmă am fost antrenor și la echipă mare. Nu se compară satisfacția care ai la junior și tineret, da, față de ce e la echipele de senior. La junior și la tineret vezi evoluția, da, și poți să o apreciezi tu pentru tine, contribuția ta ce ai dat pentru jucătorul respectiv, că s-a dezvoltat. Da. S-a văzut cât a stat la echipa națională de junior. Eu aveam posibilitatea să țin 3 ani de zile. Astea 3 ani de zile a sărit. Și atunci, de unde a plecat, de unde a ajuns, și totodată, fiind mult în cantonamente, eram ca un părinte. Ca un tată, da. O duceam în
discuție fel și fel de probleme. Da. La un moment dat, asta a rămas în amintirea mea așa, ceva deosebit. Da, da. Am prins fumând doi puști de 18 ani și am spus, hai să facem un pariu. Mă prindeți pe mine fumând, vă dau 100 de lei. Dacă mă prind pe voi fumând, îmi dați 5 lei. Și nu, deja era atât de obișnuiți cu țigară. Da. Și totuși a trebuit să fac ceva, că era da. În defavoarea lor dacă fumam. Corect. Și atunci, numai apropiind cât mai mult și făcându-mă prietenul lor, da. Am putut să zic niște lucruri pe care numai simplu antrenor și cu ordine și cu făcutare nu puteai să faci. Corect, da. Dumneavoastră ați fost și foarte diplomat și gentleman ca domnul Enei și foarte inteligent ca domnul Țopescu. Deci ați fost polivalent, cum am spus. Și cum a spus, a doua dumneavoastră pasiune sportivă este fotbalul și când jucați fotbal, ce poziție vă plăcea să jucați? Portar. A, portar. Portar, că nu-mi plăcea să joc fotbal, să știi. A, dar nu știu de ce, așa am găsit eu că pasiunea pe dumneavoastră a doua este fotbalul, de asta. Probabil că fotbalul nu mi-a dat satisfacție să te plimbi pe teren. A, da, da. Am înțeles, da. Stăteai o oră pe teren, făceai câteva sprinturi și cu asta basta. Și asta spuneam. Fotbaliștii, dacă fac cum facem noi fotbal, nici 10% nu fac antrenamente cum făceam noi. Da. Corect. Și mi-a trebuit niște treburi că inteligent, nu știu ce, să știi că nu eram așii stele, printre așii stele, decât mine erau mulți jucători și mulți sportivi în clubul stea mai valoroși ca mine. A, știu, dar eu mă refer în momentele în care ați jucat și așa se scriau și articole, cum asta erați stâlpul și omul de gol la hockey și așa mai departe. Coleg pe Țaca, am avut coleg pe Barca, am avut coleg pe Biro, am avut coleg pe Sabu, da. Pe Georgiu, adică nu eram eu cel mai bun, eram printre cei mai buni, dar așa e viața, nu? Da, da, păi nu, am văzut că se scria în articol că ați fost creierul liniei de acelei de mijlocul cu frații Sabo mulți timp, deci da, și dâns au fost apreciați și a crescut lângă ei, dâns și v-au, tot așa, s-au format și ei lângă dumneavoastră și așa mai departe. V-ați ajutat unii pe alții, cum se spune. Ei au fost jucători mai buni din copilărie. Da. Și au jucat prima linie care a fost frații Sabo la centru cu Ferenc. Cum îi spune? A cu Ion Ferenc? Da. Ferenc Ionci. Da, da. Așa. Și după ce s-a lăsat Ionci de joc, atunci am intrat eu printre ei. Și am fost până am jucat mulți ani de zile cu ei încă. Cu Gheza am jucat până când m-am lăsat eu. Da, până v-ați lăsat, da. Vreau să vă întreb, ați avut de-a lungul carierei dumneavoastră ca jucător sau poate și apoi ca și antrenor sau poate unele dintre ele le-ați păstrat și acum în viața de zi cu zi ați avut unele, nu neapărat superstiții, poate tabieturi care le făceați în ziua cu o oră înainte de meci sau ceva de genul? Trăind ok și după ce m-am lăsat eu ca sportiv. Da. Și fiind aproape de ei la echipă și am avut jucători buni și străini și români, pe vremea mea nu erau superstițioși. Cu urmă, ascultând povești despre jucători profesioniști din Canada, da. Despre
jucători profesioniști din Cehoslovacia, din Rusia, Finlanda, Suedia. Ce să spun asta? Ce superstițioși erau, da. Eu am rămas împucit, fiindcă la vremea noastră chiar că nu era. Nu era, adică, da, am înțeles. Nu era superstițioși. Ăștia ies cu piciorul drept în față, fac cruce, se leagă la picior cu scoci de 10 ori. De da. Adică, da, da. Asta o freacă prosa nu e înainte. Da. Deci niște trec așa. Extraordinar de superstițios. Da, da, corect. Eu aici sper că lumea apreciază că mai pun din când în când niște poze așa de-a lungul carierei dumneavoastră pe la echipe, când erați la Steaua și Națională, și cu ocazia aceasta vede și lumea cum erau echipamentele în acea vreme. Poate chiar unele care poate erau mult mai bune decât cele de astăzi, că cele de astăzi se fac cu atâtea materiale, dar poate nu rezistă. Și chiar vreau să vă întreb cum erau echipamentele de groase, de rezistente, transpirați mult în ele, pentru că se știe, mai ales cel de portar, nu mai zic. Și cum a fost trecerea aceasta? Cum credeți? Erau mai greu să jucați cu echipamente de atunci? Sau acum este mult mai ușor, dar poate nu sunt așa de rezistente ca atunci? Adică dumneavoastră este mai în măsură să comentați, că eu nu mă pricep la aceste lucruri. Nici nu se compară echipamentele ce am folosit noi și ce se folosește acum. Da. În favoarea celor de astăzi. Deci era un calvar ca să ai o pereche de ghete de hockey și la vârf apăsai pe vârful ghetei și intra acolo. Dacă te nimera un pucă, erai. Da. Vă rănea. Da. Unghiul mare de la degetul mare de la picior nu mai aveai. Nu mai aveți, da. E incomparabilă cu calitatea echipamentelor. Eu am venit acasă la Mercurea după ce am ieșit la pensie cu patinele cu care am jucat eu ultima perioadă. Da. Și am ținut cursa cu care am jucat ultima dată. Și am dus la băieți, că am antrenat și aici la Mercurea echipa mare, 6 luni de zile. Și am dus la patinoar și am arătat, uite, noi cu asta am jucat. Ce ați jucat cu asta? Păi, cu asta am jucat hockey. Nu se poate. Păi, nu seamănă nici la formă ce avem noi astăzi. Păi corect. Asta era. Noi așa jucam. Se minunau. Exact. Păi cu atât mai mari performanțele care le-ați făcut în condițiile acelea și mai ales că din acele vremuri, în 1966, este singura medalie din partea echipei române de hockey la Universiada aceea de iarnă din Italia și chiar a fost și singura medalie din acea ediție a României și de asta, când a spus condițiile, e clar că era mult mai greu. Stai puțin că aici hockey-ul care am jucat cu noi pe vremuri, da, și hockey-ul care joacă astăzi. Astăzi copiii de 15-16 ani joacă mai bine decât jucam noi atunci. Ah. Eram bun pe vremea respectivă. Corect, da. Eram bun pe vremea respectivă. Însă dacă am jucat acum, ar fi un jucător în echipă acum, nu rezistă cum am fost noi astăzi. Deci e o diferență enormă. Nici nu se poate pune în balanță. Am înțeles. Și dacă tot ați menționat Canada și Cehia, două forțe ale hockey-ului și mai sunt și Rusia și Statele Unite, care era campionatul dumneavoastră, să zicem, preferat în afara țării sau unde admirați cei mai mulți jucători? Și poate dacă aveți și voi echipă preferată prin NHL, așa că o urmăriți mai des. În 67 am fost în Canada, da, cu echipa națională. Cu echipa națională și am jucat 11 jocuri din care am câștigat 5, am pierdut 5 și am făcut un meci nou.
Da. Și canadienii a întrebat, de unde veniți voi? Că jucați așa de bine. Cât patinoare aveți? Da. Spus, avem unul descoperit. Ce? Un patinoare descoperit și veniți în Canada și ne bateți? Pe ce fel de oameni sunteți voi? Deci, pentru vremea respectivă, noi stăteam câte 10 luni pe an în cantonament cu echipa națională. Da, da. Și am putut să facem față. Nu la nivelul URSS-ului, Suediei, Finlandei, Canadei și Ceoslovaciei. Dar eram în grupa B, a treia echipă, deci 8 cu 3, 11 echipă din lume. Da. Bine, nu erau atâta echipe. Da, da. Dar s-a dezvoltat pe plan mondial hockey enorm, fiindcă este un joc dinamic, bărbătesc, place ochiului, place lumii și merg la jocuri de hockey. Dar la noi a rămas nu în stadiul în care am jucat, cum s-a făcut între timp patinare, dar nu în măsura în care au făcut și alții. Am înțeles, da, corect, așa este și aveți dreptate că... Acum e greu să ajungi din urmă pe ceilalți, fiindcă ca să poți ajungi în urmă, ai nevoie de patinoare. Da. Dacă ai patinoare, ai nevoie de antrenori. Dacă ai antrenor, îți trebuie 30-40 de ani ca să formezi un ansamblu, un hockey de valoare. Da, da. Deci, acum dacă te apuci, avem 50 de patinoare, avem școala de antrenori, fiindcă nu a fost o vreme. Da. Și a venit antrenor străin să ne antreneze pe noi. În afară de Flamaropol, mulți ani de zile, mai vedeau când în când antrenor străin. Care da. A fost Boris Maiorov, un rus, da. Un jucător rus, extraordinar. În 2 săptămâni ne-a pus în cui. Fiindcă el a crezut că putem rezista la muncă ce a făcut el. Da. Cum se făcea antrenamente în Rusia. În Rusia, da. Așa. Dar am încercat să facem, dar după 2 săptămâni eram rușinați. Asta nu se poate face cu niște oameni de 25 de ani, 30 de ani, din brusc, dintr-o dată, să zici. Aici trebuie timp și da. Început și suprapus. Corect, da. Și nu erați obișnuiți, corpul nu era... adaptat, era altceva, a fost șocul prea mare la ceea ce făceați și ceea ce v-a pus dânsul să faceți. Inima nu era pregătit, plămânele nu era, fricatul nu era, da. Musculatura nu avea. Mă rog, și în afară de asta, la noi puțin jucători a fost cu statură mare. Cu statură, da, da. Peste 1,90. Da. Dacă aveai 1,85, 1,80, 1,90, 2 metri n-aveai. Da, am înțeles. Dacă n-ai 1,90, n-ai ce căuta pe gheață. Da, e cam greu, mai ales în durerile fizice, te duci imediat la pământ, nu reziști. Și... Deci dumneavoastră, cu ocazia acelei turneu, să înțeleg că l-ați admirat foarte mult hockey-ul canadian, ceea ce și pentru mine. Eu când zic hockey, mă gândesc în primul la Canada și la Rusia, iar apoi... Sunt cunoscute acele multe generații care le-a avut Montrealul în Canada, deci clar și eu admir foarte mult hockey-ul canadian. Acum vreau să vă întreb, când ați vorbit de antrenori și, cum am zis, cel care este foarte reprezentativ pentru hockey-ul românesc și stelist este domnul Flamaropol, pe care l-ați prins și ca antrenor. Vreau să vă întreb cum era domnul Flamaropol. Un om pe placul nostru. Da. Muncea mult, făcea aranjamente de turneu și acolo, și acolo, și acolo, peste tot, în afară țării, fiindcă acasă nu aveam cu cine juca. Da. Și atunci trebuia să aranjeze cu cei, cu slovacii,
cu francezii, cu austriecii, cu elvețienii, cu italienii și vara, când noi n-aveam gheață aici, ne duceam în Alp, ne duceam în Cehoslovacie, unde erau patinoare acoperite artificiale și acolo ne antrenam și jucam hockey. Adică dacă rămâneam numai acasă și acasă, pe uscat, ridicând haltele, nu poți să faci hockey. Da, am înțeles. Exact ca și la polo. Nu intri în apă, nu ești jucător de polo. Da, exact. Pe uscat degeaba te antrenezi dacă nu intri în apă. Da, adică nu se pot face ca de exemplu la un sport care să facă antrenamente și pe uscat și pe gheață, sunt cel de bob, dar din păcate și de acela nu prea avem condiții foarte bune și chiar toate sporturile acestea de patinajul și ceva facem chiar campionate naționale în alte țări, că nu avem cum la noi. Bine, asta degeaba discutăm noi, că nu avem nicio putere să schimbăm ceva, așa că ne lamentăm. Corect. Părerea, să zicem că am avea. Da. Posibilitățile sunt altele. Posibilitățile, da, corect. Acum vreau să vă întreb, care vi s-a părut cel mai puternic adversar alături de care ați împotriva căruia ați jucat? Știu atât, să zicem, pe plan intern, cât și pe plan internațional, și ca o persoană individuală și ca o echipă. Da. RDG-ul și, cum v-am spus, mergeam vară în Franța, în Elveția, în Italia, Austria și jucam acolo cu echipe de club. În campionatul mondial, unde era măsurarea puterii și valorii, acolo întâlneam echipe Norvegia, Franța, da. Elveția, Austria, RDG-ul, da. Polonia, undeva era și noi să câștigăm mai mult decât să câștigă astăzi cu aceste echipe, dar asta era valoarea hockey-ului și a lor și a nostru atunci. Am înțeles. De ăștia mari veneau echipe rusești la Cupa Federației la București, jucam cu echipe de Liga 1, dar erau scoruri 7-8, 1-8-2. Am înțeles. Da, da. Rar se nimerea să putem câștiga un meci. Câștigam câte un meci, dar erau un eveniment deosebit, care nu era caracteristic, că valoarea, acela era valoarea noastră. Da, da. Dacă jucam 10 meciuri, nimeream să câștigăm la restul pierd. Am înțeles, da. Am văzut că dumneavoastră a spus RDG-ul și știu că la multe sporturi era RFG-ul mai tare, deci iată că la hockey era RDG-ul, partea de RDG era mai puternică. Să spun că era RDG-ul mai bună, fiindcă și RDG-ul avea două echipe, Dinamo Weisswasser și Dinamo Berlin, dar RDG-ul avea multe echipe. Am înțeles. Nu, dar m-am referit că am văzut că ați menționat RDG-ul și atunci am considerat că poate la nivel de național era mai bună pe parte de hockey, că erau și alte sporturi invers. Nu, jucam, ne apropiam de RDG mai aproape decât de alte echipe mari. Am înțeles în perspectiva aceasta. Am înțeles, da. Acum vreau să vă întreb, pentru că am văzut într-un articol că la Națională a spurtat numărul 11, așa prin poze nu mi-am dat seama acum ce număr aveați, că se vedea doar echipamentul România și Steaua pe față și pe spate nu prea am văzut foarte multe poze cu noastră. Vreau să vă întreb care au fost numerele care le-a spurtat de-a lungul timpului la toate echipele care le-ați avut și dacă este cumva vreo poveste din spatele unui număr sau la dumneavoastră nu a contat numărul? Numărul 11 am purtat
ascultat de când am ajuns la Steaua, și la echipa națională, și la echipa Steaua. Am înțeles. Când am ajuns eu la Steaua în 59, atunci s-a lăsat de hockey Puiu Măzgăreanu, care a avut numărul 11. Da, da. Și am luat tricoul lui și am rămas cu tricoul până când m-am lăsat de hockey. Am înțeles. A, și dânsul a fost ca un fel de idol pe noastră de a-ți lua tricoul dânsului sau acela a fost disponibil? Acela a fost disponibil fiindcă el s-a lăsat. A, am înțeles. Atunci s-a lăsat. Păi eu atunci am luat și locul în echipă, iau și tricoul lui. Și a rămas așa și la echipa națională și la club. Am înțeles, da. Da, a fost de bun augur pe dumneavoastră. Acum vreau să vă întreb dacă vă amintiți care a fost un meci care ați marcat cele mai multe goluri vreodată într-un meci și care a fost, de asemenea, știu eu și cât ați fost jucător, s-a pus și ca antrenor, un meci la care a fost diferența cea mai mare la care ați câștigat. Asta n-aș putea. A, nu, dacă vă amintiți, dacă nu, nu e nicio problemă, dar măcar câte goluri vă amintiți că ați marcat vreodată cel mai mult într-un meci? În campionatul intern putea să marci fiindcă erau diferențe mari, da, între echipe. Era Steaua, Dinamo, Mercurea Ciuc, urma era Știința Cluj, era IPGG-ul, era Galațiu, dacă era foarte... diferențe mari între echipe și dădeai 5-6 goluri, nu era problemă. Am înțeles. Da. Având șansa să joc între frații Sabo mulți ani de zile, care erau jucători muncitori și mie îmi plăcea să dau gol și învățasem să dau într-adevăr golul, da, cu ei, dădeau și ei și dădeam și eu multe goluri jucând cu ei în linie. Am înțeles, da, da. Acum mă vreau să vă întreb, pentru că ați fost la cele două olimpiade și în atâtea turnee internaționale și ați vizitat atâtea locuri și atâtea culturi și civilizații, dacă a fost un loc care v-a impresionat așa cel mai mult dintre toate locurile dumneavoastră care le-ați vizitat și aveți un loc așa preferat? Mai ales că știu că la cea de la Innsbruck din 1964 au fost multe evenimente în premieră. Mai ales s-a făcut primul sat olimpic la Jocurile Olimpice de iarnă, a fost pentru prima oară cronometrajul cu sutin pentru schiul alpin și a fost de asemenea și pentru prima oară la bob pista artificială, au fost multe premiere. Uite, asta degeaba mă întreb. Fiindcă, nu știu. A, nu e asta. Întrebarea a fost dacă aveți, dintre toate locurile care le-ați vizitat, aveți un loc așa preferat și v-a impresionat. Să știi că mergând în fiecare țară găseai ceva altceva decât în țara unde ai mai fost. Și mergând în delegație oficială cum ar veni, ai fost primit bine. Da. Și eram din privința asta, era privilegiat. Și am văzut mai mult lucrurile bune care a avut și mai puțin lucrurile rele. Și nici n-ai avut timp să umbli și să vezi prea multe, fiindcă ajungeai cu avionul, te urcai în autobuz, mergeai la hotel, mâncai, dormeai, te sculai, mergeai la antrenament, făceai duș, veneai înapoi ca să, într-un turneu de 10 zile, da, dacă mergeai de două ori, câte două ore în oraș să te plimbi, să-ți cazi gura. Atâta. Nu era. Era, cum să spun, diferență mare între țară și țară. Da, da, corect. Acolo era așa, dincolo, așa. Niciodată n-am făcut o comparație ce e la noi și ce e la ei. Da.
n-am avut atracția asta ca să fiu de mulțumit, da, să-mi caut ceva mai bun. A, adică n-ați avut tentația să plecați din țară ca alții, da? N-am avut tentația asta. Asta probabil că m-am însurat destul de vreme, am avut copii și nu m-a preocupat. Eram, cum să spun, într-un fel mulțumit ce am acasă și nu căutam să... Corect, da. Îmbunătățesc mergând la... Da, să faceți schimbări în acesta majore, da. Erau băieți care au rămas afară și au căutat și când ne întâlneam cu ei, stați acolo că e bine. Nu faceți prostia care am făcut noi. A, da. Depinde, da. Vedeți, depindea de perioada care a prins-o și cum erau lucrurile, da. Și nicăieri nu era o viață fără efort și fără, da. Uzur. Corect, că da. Și era ca să suprafețuiești. Era greu și e greu peste tot. Da. Am uitat să vă întreb dacă dumneavoastră erați de dreptaci sau stângaci când șutați cu cosa. Stângaci. A, stângaci. Și a, foarte, foarte, foarte bine că știți cum se spune stângaciu. La dumneavoastră a fost acesta un avantaj că era stângaci și sau un impediment? Că știu că sunt stângaci în general la toate sporturile sunt considerați excepții și probabil lumea dacă era stângaci, nu aveau loviturile, știu eu, șuturile dumneavoastră, nu erau așa de previzibile, probabil. Stângaci și dreptaci la hockey nu se referea că scrii cu dreapta sau cu stânga. A. Nu se traducea că scriu cu stânga și sunt stângaci și la hockey. Da, da. Eu am scris cu dreptul și am făcut totul cu dreptul, dar la hockey țineam prosa așa și se spunea stânga. Am înțeles. Partea cealaltă se zicea dreapta. Da. Mâna era jos, la mijlocul prosei, aceea mână ziceam că suntem. Am înțeles. Da, da. Și jucând centru, nu am avut impediment stânga-dreapta, fiindcă trebuia să dai și în stânga și în dreapta. Eram în mijloc, nu eram pe extremă, că acolo era bine să fii dreptaș sau stângaș, depinde pe care. Da, corect. Care, tot așa, dacă vă amintiți, dacă nu vă amintiți cum a fost acea chestie cu golurile și diferența, nu e nicio problemă, dar dacă vă amintiți, care este meciul care v-a rămas cel mai drag la Steaua și la echipa națională? Să știu, o victorie în aceasta memorabilă. Toate meciurile câștigate, da, îți dă o bucurie și o satisfacție. Cum ar veni? Apreciere muncii tale. Da. Meciurile pierdute, insatisfacția, este demoralizator, normal. Dar nu poți să te lași demoralizat dacă ai pierdut un meci, fiindcă îți stai picioarele atunci. Da. Ai putut și mâine, că aveam meciuri și azi și mâine și poi mâine, ai pierdut astăzi, te ridici, mergi, că mâine trebuie să câștigi și zic eu că asta este valoarea unui jucător. Cât de repede poate să se ridice din căzătură și să meargă la culmile cele mai înalte și să ține, cât ține acolo, iar coboară, iar merge. Ca să mergi tot timpul numai la același plafon ridicat, e imposibil. Da, da. Care era locul după, să zicem, un sezon extraordinar, care oricum era aproape un an întreg, cum ați zis, stăteți foarte mult în acel moment, dar care era locul pentru cât timp aveți acolo, câteva zile, era locul în care vă simțeați că vă încărcați bateriile? Să mergem în pregătire la mare. Ah. Vara. Da. Vara. Și când intram pe gheață, cele mai bune pregătiri erau meciurile în Europa, în țările astea care am spus că mergeam vara cu zona locului. Da, da. Acolo mergeam să jucăm.
antrenamente mai puține, fiindcă călătoream, jucam. Foarte rar a fost unde am stat două zile, trei zile într-un oraș și puteam să faci antrenament. Antrenamentele făceam acolo prin joc. Prin joc, da. Cât de greu... cât de greu a fost momentul retragerii și dacă ați fi vrut și ați fi putut să aveți o carieră mai lungă? Când a trebuit să mă las de joc, da, a fost la 32 de ani, da, aproape, 31 de ani, am crezut că e sfârșitul lumii. Ce mă fac acum? Dar totodată m-am lăsat 73 prima oară, da, mi s-a oferit antrenor la echipa națională de junior, da, de 18 ani, cu Flamaropo și cu Prihan. Și normal că am primit. Și acolo am antrenat încă până în 83-86. Da. Deci, mulți ani am antrenat echipa națională de junior. E, perioada ca antrenor, perioada asta a fost pentru mine cel mai frumos. Cred că v-am spus, mi-a plăcut mai mult să lucrez cu tineretul și cu juniorii decât cu echipe mari. Cu echipe mari, da. Păi le simțeați că puteați avea mai mult control și îi modelați mai bine, nu? Că cei la echipe mari erau personalități și probabil era mai greu. Era mai greu, stresul mai mare, consumul e mai mare și rezultatele nu. Da, corect. Și de aici se trage cea mai mare satisfacție a antrenoratului. Da. Acum au trecut atâția ani de zile, și 13 ani, 14 ani am lucrat, mi-a trecut sute de jucători prin mână. Corect. Și mă întâlnesc cu ei și de la un trotuar vine pe partea cealaltă unde merg eu și ne salutăm și ne bucurăm, ne pupăm, ce mai faci, cum ești, ce ai ajuns, cum ai dezvoltat. Și satisfacția asta că niciunul dintre jucători cu care am jucat nu mă urește, da, pentru răutate am avut sau pentru altele, ci fiecare are plăcere să stea de vorbă cu mine și astăzi. Da, e foarte frumos. Cum v-am zis, ați fost foarte apreciat și, cum aș fi spus, erați ca un tată și le făceați, vă simțeau dâns și foarte apropiat. Și acum vreau să vă întreb, în momentul când ați hotărât să treceți de partea și alta baricadă să deveniți antrenor, pentru că ați avut antrenori mari ai României și persoane care ați avut de la ce să învățați, dumneavoastră v-ați făcut propriul dumneavoastră sistem de antrenorat sau v-ați inspirat așa de la unul și de la altul sau la cineva în mod special? Ce îți rămâne ca jucător, multe lucruri faci din instinct ca jucător, fără explicație. Ca antrenor trebuie să explici cele mai mărunte lucruri pentru un junior, pentru un tineret. Da. Și atunci intervine autodepășire, învățatul. Trebuie să înveți. De unde să înveți? Din cărți de afară, fiindcă noi nu prea am scris cărți, am tradus, da, din alte limbi, puține. Deci eram cu ochii pe alții, ce fac, cum fac, reviste de la ruși, reviste de la cei, cărți de la ei, și adun de aici și pui ca plăcăm. Mai vezi, antrenând în deplasări și alte echipe, vezi ce fac și înveți. Tot parcursul trebuie să înveți. S-a schimbat mult metodele de antrenament de când eram noi jucători și ce se face astăzi. Da, corect, așa este. Acum vreau să vă întreb, pentru că o perioadă, și știu că nu toate echipele românești sunt acceptate și în Liga MOL aceea,
al doilea campionat în care se joacă și chiar Steaua a jucat ani de zile, dar nici Steaua nu mai este în Liga MOL. Cam cât de greu era să fie acceptat și cam când credeți că ar putea Steaua să revină și în acea ligă? Păi, aici, să zicem așa, am lucrat cu o echipă aici la Mel Vraciu când a pornit campionatul ăsta comun. Da. Prima ediție am câștigat cu HC Mercuriu. Da. Valoarea până la urmă să fie apropiat între echipele de acolo cu echipele de aici. Da. Asta era principalul și formă ca să poți să susții financiar, fiindcă nu e ușor să te duci de 10 ori de la București, de la Galați, de la Mercuriu, la Budapesta, la Dunăului Maros, la Debrețin, da, cu mașina sau cu avionul, cu trenul merge, așa, e greu să faci săptămânal drumul Budapesta, Mercuriu, sau mai ales Galațiu și nu știu. Da. A fost și Galațiu. A fost și toată o perioadă, da, dar nu foarte mult timp, da. A fost perioada, dar costă enorm. Costă, da, da, exact. Da. Dar și trebuie să ai valoare, că mergi și să pierzi cu atâtea goluri, nu e rentabil. Da, și cumva echipele care, adică Miercurea Ciucu, dacă activează și în Liga MOL, când joacă în campionatul românesc, joacă cu echipa a doua sau intribuiențează pe cei din prima echipă și în campionatul nostru? Eu zic așa, de la mine zic acum, dacă are un meci aici acasă, da, cu o echipă mai cu IPGG-ul, da, cu sportul studențesc, nu bagă pe străinii, pe cei mai buni, fiindcă diferența e mare, 20 de guri. Da, e enormă, da. Știu că... Nu e un avantajul Ciucului să joace cu o echipă la care dă 20. Exact. Că, când dai 20 de goluri la o echipă, nu joci serios. Joci așa ca să fie că știi că tot învingi. Da. Când trebuie să câștigi cu o echipă bună și nu se știe dacă câștigi sau nu, atunci îi lași. Da. Dumneavoastră ați fost și de asemenea și membru în biroul federal al Federației Române de Hockey pe Gheață și vreau să vă întreb așa, ca o întrebare în aceasta... La nivel, să zicem, demonstrativ, așa, nu că dacă ați avea o putere magică, dacă ar fi o regulă care v-a deranja vreodată, vreo penalizare sau ceva care ați scoate din hockey și ce regulă ați adăuga acolo ca să zicem să ajutați sportivii? N-aș putea să răspund acum, fiindcă sportivii au o pretenție referitor la ce se îmbunătățește. Da. Antrenorii au altă pretenție, da. Păi da, dar dumneavoastră ați fost în ambele tabere, de asta mă gândeam că... Șefii de club au altă pretenție. Da. Antrenorul și șefii de club nu se potrivește. Antrenorul și jucătorul tinde să se potrivească. Oarecum, da. A mai mult la jucător ca să câștige de la jucător. Fiindcă asta e scopul, să câștigi și să faci cât mai bun pe jucător. Exact. E greu asta. Am înțeles. Dar pe dumneavoastră nu v-a deranjat vreo regulă, să zicem, care o urați așa în ghimele și ați fi vrut să nu existe, nu? Cât ați fost jucător? Bine, ce mai frustrant era când te pula un arbitru. Ah, da. Greșelile de arbitraj erau cele mai frustrante. Și nicăieri, cel puțin zona asta, Europei de Est, antrenorii nu erau fost jucători buni. Da, a. A lucrat regulamentul așa, dar
nu simțea jocul. Nu simțea jocul. Nu știa că asta a vrut să dea bodicec. Da, da. E regulamentar sau nu, s-a împiedicat și a lovit afară să vrea. Adică, nu, sunt niște lucruri care e greu de realizat și trebuie mult. Da. Școala de antrenori din America profesionistă, acolo e un efort extraordinar, că nu poți să greșești. Da, sunt educați de când sunt mici, da. Sunt educați de când sunt mici și antrenați. Da, exact. Ai citit cartea, știi regulamentul, ok, du-te și arbitrează. Nu funcționează, acolo trebuie, ești pus în situația și se ocupă și altceva nu faci. Da. Adică să nu mai fie acel decalaj, cum a spus dumneavoastră, să vină antrenorul rus și dumneavoastră să nu puteți să faceți față. Acolo, la campionat profesionist America și Canada, acolo arbitrii sunt profesioniști. Nu, plus că sunt acum alte metode de relor și ceva care nu erau pe acele timpuri și nu prea se mai poate fura ca înainte. Da. Să știi că am trăit și ca jucător și ca antrenor și eram la un moment dat și arbitru. Da. Arbitru nu fac intenționat. A, corect. Nu fac intenționat. Fiindcă un arbitru când fură, se vede. Da. Nu poate să fură în așa fel ca să nu se observe. Astăzi te-a iertat, mâine te-a iertat, dar poi mine nu te mai iartă. Da. Că se vede că ești pentru treaba asta. Deci el caută să fie cât de corect poate să fie, dar te greșește din alte cauze. Din, da, din cauze umane. Corect. Asta este. Bineînțeles. Da. Cât? Da, până la urmă cât, da. Acum, adică ultima întrebare, vă adresez că deja îmi pare rău că v-am ținut deja peste o oră și sper că nu v-am obosit prea mult. Și vreau să vă... Și mie, nu, onoarea este de partea mea, stați să știți, cum a zis dumneavoastră, sunteți legenda următoarea generație după domnul Flamaropol și mă simt foarte privilegiat că v-am putut să vă am în acest interviu și să vă cunosc pe această cale. Vreau să vă întreb, pentru cei care acum descoperă hockey-ul noile generații, fie că copiilor le place sau părinții au avut persoane în familie și vor să-i apropie de hockey, ce sfat le-ați dat și de ce calități ar avea nevoie să îmbrățișeze acest sport? Înainte de a răspunde la asta, te-aș ruga să nu mă faci prea mare, fiindcă n-am fost și nu sunt. Ba, sunteți, cum să nu fiți? Ascultă-mă ce spun eu, că n-am fost și nu sunt. Jucătorii care sunt astăzi vor să ajungă hocheiști, primul rând depinde de părinți, ca să aibă posibilitatea să ducă, să vadă dacă îți place. Poate să îndestrească în tine, fiindcă acum trebuie să plătească gheața în momentul totul. Înțelegi? Și dacă e în avantajul copilului. Da. Dacă crede că copilul îi place și lângă treaba asta face și celelalte treburi, învățatul și gospodăria acasă cum trebuie, merge. Și e foarte bine să facă, fiindcă sportul, fără să... Fără să, cum să spun, să fie greu să, da, copilului, fără să-și dea seama, este educat. Da. Este educat. Educat, da. Prin exact. Regulament, prin regulament, prin contactul fizic, trebuie să fii fair play, trebuie să, mă rog, trebuie să te comporți în societate, în colectiv, se educă. Asta, valoarea sportului și mai ales a hockey-ului, este că te educă. Exact ca și la judo. Da. Judocanii sunt sportivi deosebiți, rugbiștii. Da. Sunt deosebiți.
sub desen. Așa e și lucru, ok. Dai sufletul acolo, îi puși de gât pe teren, da. Dar s-a terminat și totul devine normal și rămâi om. Da, corect, nu, așa este și... Acum, părinții trebuie să aibă finanțe și copilul lui se placă. Fiindcă dacă îi place munca, atunci îi place și hockey. Da. Făcând hockey-ul, hockey-ul pune să muncească și în timp se învață să-i placă și munca. Corect, așa este. Și faptul că a spus dumneavoastră că nu sunteți așa mare, păi tocmai că vă face și mai mare spunând aceste lucruri, pentru că dumneavoastră v-ați făcut mare singur prin ceea ce ați făcut și v-am zis prin toate aprecierile și prin toți elevii care ați avut, care au spus că vă văd și trec trotuarul să vă salute din nou, prin toată performanța, pentru că România n-a mai fost de atâta timp la olimpiadă, dumneavoastră ați făcut două olimpiade și ați avut atâtea titluri, ați fost golgheterul României, deci n-aveți cum să nu fiți mare, mai ales hockeyul românesc, lipsind de mult de pe arenele străine, dumneavoastră ați avut posibilitatea să-l duceți de multe ori acolo și n-aveți cum să nu fiți mare față de ultimele generații care au fost în România. Ți-am spus, mă scuz că acum te tutuiesc, am spus că eram bun. Da. Pe vremea noastră. Acum, eu m-am lăsat în 73. Da, da. Jucătorii de astăzi nici n-au auzit de mine ca jucător. Păi e păcat. De asta eu sper că cu această ocazie să... Nu era născut. Da. Nu era născut. Când m-am lăsat eu. Că da, când v-ați lăsat, corect, da. Nu m-a văzut. Nu știe despre asta. Și diferența acum e foarte mare și valoarea de atunci se stopează față de valoarea de astăzi. Da. Și dacă a fost asta mare, eu ce sunt astăzi? Păi nu, dar cu atât mai mult a fost foarte bună acea festivitate din 2022, cu ocazia aceea au cunoscut acea generație prima oară la Olimpiada României și cu acea ocazie lumea probabil a mai aflat ceva despre dumneavoastră, noi de generație. Deci e foarte bine când sunt astfel de festivități. Da. Ar fi bine să se aduce aminte și să scrii istorie, să e bine, sigur că este bine. Dar nu poți să trăiești din amintiri. A, nu. Dar trebuie să dai ca un exemplu ca să nu creadă lumea că România n-a avut istorie în hockey. Așa este. Da. Bun, acum, pe final, dacă aveți cumva un mesaj, așa în general, pentru iubitorii hockey și a performanței, dar eu încerc ca acest canal să-l fac stelist și să aduc sportivi de la toate generațiile și toate sporturile stelei, dacă aveți un mesaj pe final. Am fost privilegiat că am jucat hockey, da. Fără doar și poate. Am fost privilegiat că am ajuns la Steaua și am avut colegi de echipă pe care am avut, care au fost oameni excepționali. Da. Excepționali. Nu privilegiu să spun și astăzi la băieți ce oameni am fost la Steaua și să dau exemplu pe Ganga, pe Radu, pe Zografii, pe Peter, pe Ionescu, da. Generația veche. Veche, da. Generația veche. Forma am venit noi, forma am venit Varga, Savo, Birotoni. Și eu, să zic așa, am fost acolo. Da. Georgiu din București. Și mai erau puști care a început să se ridice prin București și erau copii buni. Deci, atmosfera creată în sânul echipei trebuie să fie excepțională și atunci ajută la performanță, dar astăzi cum se schimbă jucătorii profesioniști, nu știu ce vine, circulația e ca în Gara de Nord, așa, ca să faci o echipă cu moral ridicat și cu o dragoste de prietenie
bună e foarte greu. Da. De aceea sunt antrenorii acum apreciați care reușesc treaba asta. Cu o coeziune de echipă și să exploateze, fiindcă jucătorii sunt pregătiți cum sunt pregătiți, din valoarea lui să scoți maxim. Exact. O prietenie și prin muncă se poate realiza. Și asta face astăzi un antrenor mare. Da, exact. Da, ați punctat foarte bine. Încă o dată vă mulțumesc pentru această onoare că mi-ați făcut acest privilegiu să vă cunosc prin intermediul acestui interviu și să vă aduc din nou în față altor generații care să vă cunoască și în timp să se vadă acest interviu și să știe cine a fost domnul Calamar pentru hockeyul românesc, atât ca sportiv cât și ca antrenor. Deci, dragi prieteni, asta a fost și pe săptămâna aceasta. Ne întâlnim săptămâna viitoare cu un nou invitat de marcă și pe final, așa cum sunteți obișnuiți, acesta fiind un canal stelist, nu putem încheia decât prin Forța Steaua. Forța Steaua.